Și acum, pe 9 aprilie, s-au împlinit 95 de ani de când există acest cimitir. Mai povesteam că povestea domnului doctor ar putea să fie un subiect pentru un viitor film. Aveți aici Se duce mai ușor când a fost pe buton. Da, am dat, acum cred că am dat bine. Climaterică germană, cunoscută din anul 80. În anul 213, împăratul roman Caracalla restaurează și lărgește băile termale cunoscute în epocă sub numele de Civitas Aurelia Arbenzis. Renumitul medic elvețian Paracelsus a studiat efectul terapeutic al acestor izvoare. La jumătatea secolului al XIX-lea, orașul era considerat capitala de vară a politicii externe europene. Prințul Mihai Sturza, care renunțase la tronul Moldovei, luând calea exilului, a înălțat aici, în memoria fiului său, capela ortodoxă Mihai Sturza. În 1872, fostului domnitor al Moldovei i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Baden-Baden. Dat la Paris în anul 1863 în vârstă de numai 17 ani. Se cunoaște faptul că domnitorul Mihail Sturza s-a născut în Iași,
a domnit în Moldova 15 ani și 5 luni, iar mișcările revoluționare ale anului 1848, începutul 49, au limitat domnia sa. A trebuit să abdice de la tron, deși a fost ales domnitor pe viață, și-a luat familia sa și-au plecat în exil la Paris. Dumneavoastră aveți posibilitatea aici să vedeți cele patru tablouri mari din metal în mărime naturală, executate de un pictor francez, Joseph Perignon, în 1866, care reprezintă tocmai familia fostului domnitor, adică domnitorul Mihail Sturza, soția Smaragda Sturza, fiul Mihail și fiica Maria. Ei s-au stabilit la Paris, călătoreau în toată Europa, au avut mai multe palate, printre care și unul la Baden-Baden, dar odată cu moartea foarte timpurie, cum am spus, a fiului său, s-au gândit ca în amintirea lui și veșnica lor pomenire să facă o capelă. O biserică mai mică, dar să o facă pentru românii care, după dânsii, vor veni aici să asiste la slujbe, după tradiția, după credința și după tot ce l-a legat pe el și neamul său de țara lui. Domnitorul Sturza a ridicat-o prin mâna unui vrednic arhitect, unul din mari arhitecți ai Germaniei, Leo von Klenze, în 3 ani. 1863-1866, osteneală și cheltuială au fost suportate de domnitor și de soție, amândoi sunt ctitori, și așa au hotărât ca după moartea lor, toți membrii familiei cu nume și prenume menționați în testamentul lor, să fie mormântați aici. Dar este vorba numai de cei patru membri ai familiei. Veți avea posibilitatea, până unică, de a merge și jos în criptă, unde sunt sarcofagele din bronz aurit, sarcofage metalice, cu resturile pământești ale familiei fostului domnitor. Această biserică, ca și oricare altă așa are frumoasă menire, a fi o vestitoare, o bună vestire a credinței neamului, a tradițiilor, a frumoaselor obiceiuri. Noi însă poate ne bucurăm mai mult pentru că de aici vestim și istoria neamului, și limba, și cultura, și tot ce este bun și frumos și ne leagă de aceste minunate virtuți cu care este împodobit sufletul neamului nostru. De altfel, într-o biserică, alături de sfinți, alături de Mântuitor Iisus Hristos și Maica Domnului, alături de credincioși și preot sau preot slujitor, se află și sufletul neamului, și aceasta este pentru noi un garant, o garanție că ne simțim acasă. Ne simțim alături de cei de acasă, alături
de tot ce este bun și frumos și am primit de la moșii și strămoșii noștri, de la bunicii, de la părinții noștri. Turistul, călător, care dorește să intre în această biserică și intră și vine cu plăcere și cu dragoste, îi se par anumite lucruri mai puțin cunoscute, mai puțin tradiționale în comparație cu bisericile noastre frumoase de acasă. Dar o biserică rămâne întotdeauna o biserică și mesajul ei este pretutindeni același. Dacă cercetăm mai cu deamănuntul puțin viața Domnitorului, testamentul care l-a scris el, undeva într-un paragraf se menționează că a ridicat această biserică pentru timpuri veșnice. Adică veșnicia sufletului românesc și a credinței noastre strămoșe și a obiceiurile și a sfinților noastre virtuți se va găsi și aici așa cum și-a gândit-o, așa cum și-a dorit-o și Domnitorul. Dar aici se văd anumite lucruri care cumva depășesc, cum am spus noi, construcția tradițională a bisericilor noastre. Veți vedea mult metal, veți vedea multă marmură. Tocmai aceasta reprezintă soliditatea, rezistența acestei biserici. Probabil că s-a gândit și la acest lucru. Portretele cele patru, să știți, ce reprezintă familia fostului domnitor, sunt din metal, iconostasul din fața dumneavoastră, cu ușele împărătești, acum deschise, cu ușele diaconești, acum deschise, sunt tot din metal. Pereții în dreapta și în stânga sunt placați cu plăci de marmură din Austria, Belgia, Germania. Iar cele două monumente care apar aici sunt monumente din marmură de Carrara executate la dorința domnitorului Sturza de doi mari specialiști, sculptori, Rinaldo Rinaldi din Italia și Toma Gabriel din Paris, Franța. Acum, poate că mulți se vor întreba care sunt motivele pentru care domnitorul Sturza și-a dorit aceste două monumente de marmură de Carrara în biserica sa. Am menționat și-a pierdut fiul, fără să știm exact cauza morții nici până în ziua de astăzi. Fie că a fost otrăvit sau înnecat sau înduiel sau a murit așa la Paris, de o moarte naturală, poate și bolnav, sunt anumite variante, versiuni. Dragostea, legătura dintre părinți și copii, a dorit să o imortalizeze în aceste două monumente de marmură. Știm că băiatul Sturza avea 17 ani când a trecut la cele veșnice. Știm că era unul din cei mai buni elevi al gimnaziului de elită Napoleon Bonaparte. Și aici, în dreapta, unde este el reprezentat, îl vedem
pregătindu-se pentru o lecție, deci în postură de elev, cu mai multe cărți în diferite limbi, de diferiți autori, în stânga sa. Iar în dreapta este ocrotitorul familiei Sturza, Sfântul Arhanghel Mihail, care îl atenționează să privească vis-a-vis de el. Adică în această parte, în partea dreaptă, unde se află părinții lui îndurerați și în mijloc Maica Domnului cu crucea. Fiecare în viață își poartă crucea lui. Părinții, observați figurile lor, chipurile lor, sunt îndurerați, stau sub șoc. Tatăl cu mâna dreaptă arată spre fiul său vis-a-vis. Mama cu mâna dreaptă, de durerea copleșitoare, pune mâna pe inimă, iar din mâna stângă, veți vedea, îi cade coroana la pământ. Coroana reprezentând puterea lumească. Au pierdut băiatul, au pierdut tot ce era mai drag și mai sfânt. Maica Domnului a purtat în suflet, în inimă, crucea lui Iisus, suferința răstignirii Mântuitorului. Dar Maica Domnului nu este reprezentată nici în pictură, nici în sculptură, nicăieri, purtând crucea în spate, așa cum se poartă, cum se vede aici. Ea preia, de fapt, crucea suferinței părinților îndurerați, care se văd aici și cu mâna dreaptă face un semn, ca un fel de binecuvântare, adică dă părinților puține mângâiere, puțină alinare și speranță în această tristă situație în care se află. Așa cum am spus, doi mari sculptori în 6 ani, Toma Gabriel din Paris, Rinaldo Rinaldi din Roma, dintr-un bloc au ridicat aceste două monumente, separat însă soclu și separat dintr-un bloc partea de deasupra. Așa a hotărât Dumnezeu ca domnitorul Sturza să se săvârșească din viața pământească în vârstă de 90 de ani, în 1884. Înainte de a fi ridicat domnitorul Sturza această biserică, el a cumpărat teren aferent, colina aceasta, care i-a schimbat numele din Friesenberg în Michaelsberg. Exista în stânga noastră pădurea, cu arborii respectiv caracteristici unei păduri. Dar exista în fața capelei un arbore mamut, Segoia gigantea din California, care ar avea astăzi peste 300 de ani. Sigur, capela fiind mai departe de oraș, izolată, existând acest arbore mamut de peste 300 de ani acum, existând pădurea cu arbore ei tot secular o parte, domnitorul Sturza s-a gândit ca să planteze, să înconjoare partea de est, partea dreaptă de la noi, cu arbori Segoia gigantea. Și în timpul lui au fost plantați acești arbori, care acum, în acest an, au 132 de ani. Alături de aceștia, care, potrivit specialiștilor, pot să trăiască până la 3.000 de ani, după unii chiar până la 5.000 de ani, și pot atinge o înălțime de 150 de metri. Deci, alături de aceștia, se află un stejar
din nordul Moldovei, din Bucovina, pe care domnitorul Sturza, în ziua Sfințirii Bisericii, 1 noiembrie 1866, după slujbă, l-a plantat însuși. Există arbori și din Franța, și din Italia, din România, din America, din multe părți. Toți se înfrățesc, toți trăiesc în armonie. N-ar strica și oamenii să poată învăța din asemenea trăire frumoasă. Să împlinesc în acest an 20 de ani de când slujesc în această sfântă biserică. M-am atașat de dânsa și a fost întotdeauna legat de credința neamului, de tot ce este mai bun și mai frumos ce aparține neamului meu. Și tatăl meu a fost preot în Bucovina. Aș vrea să mă cobor mult, mult, mult în urmă, când aveam 10 ani. S-o obișnuia atunci, prin 1950-51, ca de ziua de 6 ianuarie, Boboteaza, toți credincioșii, de la mic la mare, să meargă de la biserică după slujbă să sfințească apa râului. Și tata meu mi-a spus să-mi aleg mai mulți colegi de clasă, deci poate eram clasa a treia, și să le împart icoanele din altar, apoi flăcăii luau steagurile, praporii, alte icoane mai mari și tot poporul se îndrepta la biserică spre râu. Eu țin minte că 2 ani de zile am luat aceeași icoană, Sfinți Arhanghel, Mihai și Gabriel. Nu știu dacă registram atunci ce va semnifica pentru mine această sfântă icoană și acest doi sfinți arhangheli. Știu numai că al doilea an, când am luat aceeași icoană, tatăl meu m-a întrebat de ce iau aceeași icoană. Eu n-am mai ținut minte. Dar astăzi sunt convins că sfinții arhangheli m-au călăuzit, m-au ajutat, m-au ocrotit și pe mine și familia mea, toți credincioșii și de aici la biserică și din țară unde am slujit. Și astăzi ocrotește sufletul meu și credincioșii și pe credincioșii din Baden-Baden, a cărui hram tot este Sfântul Arhanghel Mihail, a acestei Sfinte Biserici și tuturor celor ce își îndreaptă pașii spre această Sfântă Biserică românească.